Un bărbat de 30 de ani și-a pierdut viața în această dimineață pe drumul național 6 care leagă Lugojul de Caransebeș. Potrivit lugojinfo.ro, bărbatul conducea un autoturism BMW, iar într-o zonă în care drumul era în lucru, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat de mai multe ori. Câțiva cetățeni bulgari aflați în trafic susțin că au observat mașina care circula cu viteză foarte mare, intra frecvent în depășiri, iar pe porțiunea cu drum în lucru, șoferul a sfidat pur și simplu indicatoarele rutiere, mașina derapând pe criblura. Martorii spun că după ce a părăsit partea carosabilă, autoturismul s-a răsturnat de cel puțin 10 ori, șoferul fiind aruncat în afară prin lunetă. Medicii sosiți la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața bărbatului. Colegii acesteia au declarat că victima este de loc din localitatea Sacu, județul Caraș-Severin, însă locuia de ceva timp în Timiș la Traian Vuia și se îndrepta către locul de muncă la Găvoșdia.